Am permis, aha, dar nu-mi vlad în suflet. Și trebuie okay. să prind la curaj, trebuie să mă enervez odată. Da? Pentru că, nu știu, știi, când pentru poezie sau pentru cântec să dau cadouri. Nu fac sport, urăsc sportul. Eu sunt o fricoasă. Uite, la capitol. Încă una. La capitolul ăsta. Stăm numai așa. Și am zis că, mă, ceva se întâmplă rău în lumea asta. Noi am avut în familie și o tragedie, că tăticul meu l-am pierdut de mic copil. De acasă, de când a murit tata, da? Dacă mă însor, pentru totdeauna, eu nu mă mai despart, da, știi? Exact. De obicei, nu, e așa, pe alături trecem și am luat cana, știi? Zic că nu mă interesează ce seară, cine, nu știu unde, dar eu rochii frumoase îmi fac. Deci că chemați mai mulți, că eu vreau să fii mai mulți. Puteți chemați și mai mult. Cât am locuit lipsa tatălui. Tatăl, dar niciodată n-am simțit că eu nu am un tată. Cauți în pulsația orașului, în ochi necunoscuți, în culorile vibrante ale istoriei. Deschizi ușile biserii, trecutului, prezentului și viitorului. Este cuceritoare și de o naturalețe irezistibilă. Feteasca albă descoperă inspirația autentică în nobilul spumant brut a priorii oameni. Văd cât te-ar distra. Stai o leacă, că eu trebuie să mă gândesc. Și facem noi, și spunem? Spunem încă o dată. Totuși interviul colegii mei, de vreau da. Să ușor. Da, hai. Totuși interviurile cu colegii mei mi se dau cel mai ușor și din motiv că îi cunosc foarte mult, le cunosc activitatea, sunt din aceeași barcă, cum s-ar spune, așa cu ei. Iată și invitata noastră de astăzi este o colegă de breaslă, care muncește foarte mult la fiecare succes obținut de ea. De ce o face? Eu cred că e cazul să aflăm astăzi în emisiune. Mariana Mihaela, haideți să întâmpină. Ce, microfoanele s-au pus? Deja începem interviul nostru. Ai mai fetelor că eu stâng, dar... Păi ești blogger, te înțelege că vezi bloggerul că faci. Păi da, să spunem unde am venit, nu? Nu știu dacă eu am zis blogger și influencer cândva. Nu, hai, spune. Tu deja ești. Da, deamă, da? Dar să faci eu atâtea ca tine. Îți faci un rost frumos, trebuie să stai 2 săptămâni la mare și să stai după ora 5. 4-5, astea 2-3 ore. Și așa ușor. După 5. Și atunci, acum e tot dar noi când ducem 7 zile, prinzim negri. Și ai fost la margea, băi fost, dar și nu ești bronzată, te înroșești. Chiar nu mă interesează. Sio, năcina, hai. Da, ca să-ți nu pui năcina, hai că ești deja greu scrusiți mi-o grămadă. A, dar ei pun, stați că ești periculoși. Nu, ești și greiești, hai. Ia, așa. Da, uitat. Deci, am spus ceva de rău? Surprize, surprize, da. Hai, gata, începem. Mariana, așa început emisiunea. Așa. Mariana, bine te-am găsit și bine ai venit, de fapt. Eu mă bucur foarte mult și vreau să-ți mulțumesc că ai acceptat invitația și ai venit tocmai aici, la complexul turistic Costești. Deci nu e chiar în oraș, e după oraș, dar eu cred și sunt convinsă că tu o să spui că bine cum ai scos din oraș. Exact. Te salut cu drag și locația asta este aproape de sufletul meu. Drumul până aici tu cu voi... Tu-l cunoști? Da, da? Am organizat mai multe petreceri de familie aici și deci când vin am amintiri așa și o nostalgie în suflet, iar drumul până aici împreună a fost foarte haios, vesel, am glumit, ne-am amintit de toate piesele tale, de melodiile mele, așa a fost și până la urmă eu am zvârlitură de băzi de la Chișinău, nu e atât de departe, da? Dar e fantastic de frumos. Ca să zic, eu aici am organizat zilele de naștere ale feciorașului meu și mă uit la poze când era, că era mic pe atunci, acum îmi pare mare, da? Că din an în an când îl vezi cum crește și ne-am adunat cu toată familia și am mai fost și la picnicuri. Chiar îmi place locația și este din raionul meu, pentru că eu sunt ialoveneancă, da? Eu sunt de la Ialoveni-Dânceni, iar Costești nu e tare departe. Nu e tare departe. Deci mă simt cumva ca pe teritoriul meu. Eu acum mi-am amintit că noi tot odată aici am stat cu tine la Costești, la o zi de naștere, sau nu, nu mai țin, de Sfântul Gheorghe. Atunci, am fost cu domnul Urschi, da, ți-amintești, da? Cu toți artiștii, fusese un concert. Era și Iuri Sadovnic, Dumnezeu să-l iert, era și Ricu Vodă, era cu noi, era, da. Nu, mai mulți erau, nu, acum nu mi-amintesc, dar țin minte. Mihai Budurin. Mihai Budurin și noi aici am stat într-un foișor, da. Da, a fost fantastic și atunci am mâncat pește, că mi-e poftă și acum, știi? Da, vreau 5-6 ani urmă, cam așa. Apropo, întrebarea mea, dar atunci când ți-am zis că mergem încoace, tu ai spus, eu credeam că tu zici, da, vin, și tu ai spus, păi, eu vin, dar nu am mașină. Tu n-ai mașină? Da, eu nu conduc. Da. Tu încă... nu conduci?
Par așa foarte îndrăzneață, foarte... Da. Și sunt, de fapt, în scenă. Adică așa nu ai nici permis de conducere. Am permis, dar nu umblu la dâns, știi? Nu, că motivul, știi, poate, într-adevăr, motivul e frica sau motivul că încă n-ai cum să-i strângi banii pentru mașină? Frica. Frica, da. Încă normal, găsești mașini de toate bugetele acum și prima poți să o iei mai simplă sau nu. Nu-i problema în asta, dar uite, și poate nu sunt susținută. Pentru că îmi spune și soțul, îmi spune și taică meu, tot îmi repetă, nu-ți trebuie ție mașină, că tu ești zăpăcită, stai mereu cu telefonul, tu la tine gândurile zboară în toate părțile, ți-ți trebuie mașină să mă suni după aia că ceva s-a întâmplat, lasă că te ducem noi, dacă ți mai trebuie, iei un taxi, dacă nu știu ce, nu ai tu nevoie de mașină. Sau când mă întreabă cineva față de soț, de cum tu n-ai mașină? Ei nu-i trebuie mașină. Ei nu-i trebuie. Lăsați-o că e foarte bine Marina, așa. Marina, gata, eu nu mai pun întrebări, fiindcă probabil cei apropiați ai tăi știu mai bine. Îți trebuie să-i mașină. Dar eu dacă îi consideră că nu, înseamnă că totuși aici este ceva. Înseamnă că ești un pic distrat, așa cred. Poate, eu. Și, dar eu trebuie să prind la curaj. E bine că își fac griji. Și trebuie okay. Să prind la curaj. Trebuie să mă enervez odată și... Să mă urc, pentru că... Eu vreau să spun că eu chiar le-aș da dreptate, fiindcă de când am venit, tu ai făcut de-am vreo 19 stories-uri, eu încă nici una, și într-adevăr, dar cum tu, dacă tu iai mașină, gata, când mai faci tu stories? Ei, păi da, faci în mașină, îl pui, îți pui un stativ, că sunt fete. Nu, atunci nu mai trebuie, atunci gata, atunci chiar dă-mă. Eu de felul meu sunt responsabilă și cred că atunci n-aș lăsa tot și m-aș concentra maxim, dar... Probabil nici n-am mare necesitate odată ce cam peste tot la evenimentele unde merg cu soțul și dacă aș avea nevoie să mă duc singur, cred că mi-aș lua. Sau prin oraș foarte ușor găsești un taxi oricând, plus momentul ăsta cu parcarea este, cred că, cea mai complicată sarcină. Dar știi că e frumos că mergi cu soțul împreună. Eu mi-amintesc că exact așa era și la începuturile mele și atunci când cumva am fost, cumva, nu că nevoită, dar poate și nevoită, am fost nevoită să merg să fac școală auto, fiindcă soțul nu mai putea să meargă oriunde, da? Deci avea deja un program mult mai încărcat și el a spus să... Uite, ar trebui să-ți iei o mașină, să înveți, în primul rând, să luăm o mașină, fiindcă nu o să pot oricând să... Uite, să te-a motivat. Al meu îmi zice, nu el n-avea încotro. Și eu mi-amintesc atunci când mi-a spus, eu am plâns. Da? Eu atât de tare am plâns, fiindcă eu am scum. Adică eu eram obișnuită, că noi plecăm în două și era fain și eu o perioadă chiar nu era. Acum îmi dau seama că, băi, bine am făcut, uite ce bine am făcut. Și probabil tu trebuie să, trebuie să ții la momentele astea. Sunt momente totuși, voi plecați în doi, așa, da. Copilul e acasă. Deci sunt niște momente așa frumoase, interesante. Câteodată plecăm și în trei, da. Când apare ceva exprompt și stă în mașină și așteaptă. Da, dar asta e ocazie de a mai sta de vorbă, știi, în mașină mai vorbești, mai vezi, mai schimbi câteva cuvinte și cu alții, știi, te mai oprești în drum undeva, lasă că e bine așa, e bine, tu o să vezi că nu e rău. Hai să nu întindem, noi avem și prima rubrică, apropo, da. Să servim un pic de spumant, azi ca de obicei avem o zi foarte și foarte așa călduroasă, da? Că e vară? E vară, exact, deja cât e vară. Cât am așteptat? Am așteptat atât de mult. Cine? Da, eu ador. Tu adori 40 plus? 40 plus. Ador căldura, deci pot să mă ții la cald la 40 de grade, dar nu mă duce la 10 grade, mi-e frig. Gata, la 10 grade plus mi-e frig. Sau cheamă undeva la un interviu la 12 noaptea, numai nu mă invita la 8 dimineața, că mor. De acord. Uite, cu a doua afirmație mai degrabă, dar cu căldurile nu. Dar știi, aici e bine, aici e umbră, știi, mai bate brizul ăsta de la apă, știi, și e minunat. Și hai servim acest spumant. De la Priori Wine. Pentru întâlnire. Da, este apropo partenerul nostru, când ești drag și de fiecare dată, vara, merge minunat. Și la sărbătorile mele, apropo, a priori la fel nu lipsește, deci mai multe coincidențe. Da. Doamne ajută, o emisiune frumoasă, un interviu interesant. Altfel n-are cum să fii. Mai ales tu ești la noi, fată bărbăreață. Nu o strag din tine ca cu cleștele, știi? Eu sunt sigur că tu ai privit emisiunile, poate nu toate, dar tu știi despre ce emisiune este vorba și probabil ai privit careva emisiuni cu colegi. Că au fost colegii mei aici. Absolut. Deci eu vreau să zic, când vine cineva și îmi spune, nu te supăra, dar n-am privit, n-am avut când, nu mă supăr, dar nu e vorba că te superi sau nu te superi, e vorba că omul acela nu are interes față de colegii lui, fiindcă nu e vorba să mă vadă pe mine. Eu, de exemplu, sunt foarte atentă la
tot felul de interviuri, în special care sunt făcute colegi de breaslă. Eu sunt curioasă, eu mă așez și privesc interviurile celea, fiindcă... Cunoști persoana. Exact. Noi doar ne vedem pe la concerte, dar salut, ce mai faci, ha-ha, hi-hi, ne-am pupat și ne-am dus. Și uite-te la astfel de emisiuni, mai cunoști și mi-este foarte întotdeauna interesant. Și noi, femeile, cum suntem curioase din fire, da, numai timp să avem, știi? Mm-hmm. Câteodată mm-hmm. poți să privești o jumătate de interviu, să nu-ți ajungă timp dacă ține vreo oră, na. Dar încerc și eu să mă uit și chiar am văzut câteva cu colegii noștri. Exact. Apropo, noi în toamnă facem deja 2 ani aceste emisiuni și n-aveai tu cum să nu vezi măcar o da, emisiune. Da, imposibil. Așa cred și eu. Deci, dacă tot ai privit, tu știi că noi avem și niște rubrici și prima rubrică se numește Eu știu cine sunt. E o rubrică de autoprezentare unde trebuie timp de un minut să te prezinți. Cine e Mariana Mihailă? La cameră? Așa. Deci am aproape 37 de ani. Cânt din copilărie, deși am studii economice, n-am îmbrățișat această meserie niciodată, n-am lucrat nici măcar o zi. Am început activitatea în televiziune ca primul meu job oficial și unicul și ultimul deocamdată, da? Și deja activitatea de interpretă, îmi compun multe melodii, chiar și singură. Am o familie, am un băiețel de aproape 7 ani. Deci sunt o fire ambițioasă, romantică, optimistă, foarte sensibilă. Am nevoie de multe ori și de protecție, de sprijin, dar în același timp, pe lângă aspectul meu firav, cred că sunt în suflet și puternică, cu mare credință de Dumnezeu și încerc în viață să fiu cât mai corectă, să nu supăr oamenii, deci câteodată asta poate este imposibil, vrând sau nevrând, pot să super pe cineva, dar încerc să fac lucruri bune și să trăiesc viața din plin, să pun accent pe adevăratele valori. Bravo. E bine? Da, te-ai implicat foarte bine. Ai spus-o foarte frumos și știi cum ca la matiniu. Da? Pentru că, nu știu, știi, pentru poezie sau pentru cântec să dau cadouri. Și iată, eu zic că să începem emisiunea cu dreptul și să-ți dăm un cadou. Wow, deodată cu cadouri. Deodată ai de mine, ce așa? Plăcut. Și acum cadourile bine meritate. Mulțumesc. Da? Uite, acest cadou este de la Aven, cred că ai auzit-o de ei. Sigur. Așa-i. Apropo, este preferatul fetițelor mele, această marcă, da? Ele au acum, știi, problemele astea de adolescentine, cu tot felul de acne, nu știu ce acolo. Punctișoare negre. Da, și foarte bine a ajutat produsele lor, știi? Și așa că ele le cunosc. Uite, această cremă fluidă, cu protecție solară de 50+, e pentru tine. Mulțumesc că vreau să merg la mare. Da, și e foarte, are o textură, apropo, foarte ușoară și... Tu ai testat-o, da? Da, și lasă un finisaj invizibil pe față, știi? Deci el practic nu se vede, dar tu îți dai seama, ești și cu fond de tenă într-un fel frumoasă și totodată nu te arde soarele, nu-ți curge nimic, deci e minunat. Mulțumesc e foarte mult. Și încă ceva e această apă termală de la Vin, deja bine cunoscută și testată de toată lumea. Am avut-o. Și eu am și acum da, o am. Fără ea nu plec nicăieri și apropo, ține-o, este și pentru tine, dar dacă o porți cu tine, cu siguranță va prinde bine și soțului tău, de exemplu, când, mă rog, e prea încălzit sau ție după, nu știu, după exerciții fizice sau băiețelului, exact, băiețelului tău. Da, da, mulțumesc da, foarte mult, chiar e plăcut. Vii la emisiuni, primești cadouri. Da, da, de ce nu? Sau după berberit, soțului tot apropo bine. Da. Mulțumesc, apreciez. A început cu dreptul. Da, e plăcut pe emisiunea. Da, pentru mine contează foarte mult gesturile astea mici, cred că pentru fiecare din noi, da? Uh-huh. Niște gesturi mici, dar atât de plăcute și sigur când primești ceva, îmi place mult și să dăruiesc. Dar hai să recunoaștem, ne place și să primim. Da, cum să toți nu? Toți suntem așa. Da, cum să nu? Uite, hai, dacă tot noi am trecut la capitolul frumusețe, da, hai un pic să vorbim despre silueta ta. Oh, da. Da, fiindcă... O temă care mulți o abordează când mă întâlnesc. Și eu chiar am întrebări la tine. Cum ție îți reușește să te menții? Totuși, uite, tu spuneai că de grabă faci 37 de ani. Da. Dar tu arăți ca o domniță de 16-17 ani. Și de cât timp eu te cunosc, tu ești așa. Tu nu-ți schimbi silueta, tu nu te schimbi nici la față. Bine, mama natură ți-a dat frumusețe, așa, asta e evident și se vede. Mersi, dar totuși, tu ai ceva, niște secrete. Hai niciodată, Aura, nu m-ai laudat atât de mult, tocmai îmi cresc cu urechi. Dacă ne trebuie să te lauzi. N-am avut ocazie. Noi n-am avut ocazie, exact. Da, tot timpul în grabă. Ce să spun la acest capitol? Da, mă mențin chiar de mulți ani slăbuță, că mă uitam la niște rochii care le am chiar de vreo 12 ani și ele îmi vin. Și zic, mă, dar chiar
e un avantaj să fii așa slăbuță, că toate rochile astea sunt investiții, da, mamă cum, dragă, da? Cum, da? Și altfel nu mai încap în ele. Da. Deci eu am rochi și înainte de sarcină și înainte să fiu măritată și chiar rochia mea de mireasă încă o mai țin și cred că-mi vine, că na, nu m-am schimbat foarte mult. Deci eu de vezi, pot să mă îngraș un kilogram, două. În mediu am 45-47 de kilograme cel mai mult. Oricând tarul arată bine, ok, dar nu sunt... E așa, e așa. Dar nu sunt și înaltă foarte tare. Adică am 1,60 m. La 1,60 m, 45-46, maxim 47 de kilograme. Nu fac sport. Urăsc sportul. Nu vreau să merg la sală. Nu-mi imaginez asta. Maxim aș duce la o piscină, la bazin, așa să not. Dar nu-mi place să stau, să transpir acolo. Sigur că sunt slăbuță, dar vârsta oricum și că consumăm alimente nu tocmai sănătoase, băuturi gazate. Pot să mai am și un început de celulită pe aici, pe acolo, dar nu se vede. Dar, na, și fetele slabe, apropo, îl au. Cum mă mențin? Cum să zic? Țin posturi, dar o țin nu pentru siluetă, pentru suflet mai mult. Da? Și din cauza regimului activ și că pentru mine contează mai mult să dorm decât să mănânc sau să mă aranjez, să-mi fac machiajul până oara astăzi, să mă pregătesc pentru emisiune. Repede am fugit la magazin că zic, ce mă îmbrac eu la emisiunea asta? Îmi trebuie roche nouă. Am fost pentru emisiunea voastră. Știu că ți-o opa, știu, special. Eu tot s-o cumpărat costum și pantofi, da, pentru emisiunea ai, mea. Zis, da. Eu așa mă bucur. Știu. Onorat, onorat. Eu știi că eu am, slavă Domnului, am un noroc că avem și un partener, Anet, care mă îmbracă pentru emisiune și măcar grija asta nu am, știi? Da, da, da. Dar vezi că ne-am asortat. Și tu ai printul. Cum se numesc ei, dovlicei ăștia sau cum se numesc? E un print, așa. Un print, da, 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 care... numai că la mine în alb negru și la tine color. Care este în vogă. Da, tu știi, chiar sunt onorată că ți-ai luat roche special pentru emisiunea. Da, eu am căutat să fie o ținută și așa să fie și de vară și în culori. M-am gândit și la anturajul ăsta. Țin mult la detalii. Respectiv, cred că mi-am luat cu mine și o sacoș cu vreo 3-4 perechi de sandale și nu știam până la urmă care o să fie. M-am mai sfătuit cu stiliștii mei, toată sunt dezorientată. Păi nu prea am mâncat. Am mâncat vreo 3 căpșuni azi, am băut așa jumătate de pahar de apă până la ora asta. Și un castravete. Dar cum așa? Și gata. Dar cum? Asta e micul dejun la tine? Așa azi a fost, da. M-am trezit la aproape de ora 10, da? Adică m-am culcat la 2, m-am trezit aproape de ora 10. Ca să dorm să arăt cât de cât bine la ecran, dar nu prea am reușit să mănânc. Repede m-am dus la magazin, mi-am aranjat, am făcut o baie și mâncarea am neglijat-o. Alte femei poate nu neglijează mâncarea. Uh-huh. Își pun ceva și iau. Eu o neglijez în favoarea celorlalte activități. Adică tu nu ești o pofticioasă, da? Sunt. Tu ești pofticioasă. Dar dacă să activ, am mult de lucru, am multă treabă, uit să mănânc. Pot să uit. Asta da, că este mult de lucru, e adevărat. Și e adevărat. Poate ritmul ăsta... și mă face așa să mă mențin. Că soțul meu zice, care e regimul, care e secretul? Că mulți întreabă. Nici un secret. Spune-le că nu mănânci. Nu ai timp. Spune-le că tu nu mănânci. Și mă ceartă. Uh-huh. Tu azi ai mâncat ceva? Uh-huh. Tu vrei să te îmbolnăvești? Fiindcă comparativ cu tine, el totuși așa e un bărbat destul de... Da, făcuțel el... și înăltut și făcuțel și tu, da, clar că e ca o copiliță ești pe lângă el. Da, exact. Suntem în contrast. Apoi de mâncat. Deci concluzia mea la tot ce ai spus tu. Da. Dacă așa să o iei pe bune, tu pur și simplu ai avut mare noroc de genetică. Și genetica absolut a jucat rolul. Fiindcă poți tu să mănânci, nu mănânci, dar te menții atâția ani în aceleași kilograme și cu sarcină și cu tot felul de griji și cu nu știu ce. Oricum, uite, la tine s-a văzut așa că aici chiar e și meritul celui de sus. Da, a adevărat. Părinților. Mersi, pentru că, iată, dacă mă gândesc bine, bunicul meu, că am doar un bunel, bunelul Pavel de la Dânceni, deci el, la vârsta lui de aproape 86 de ani, Dumnezeu să-i dea mai mult, este destul de slăbuț. El așa e slăbuț. Uscățiv. Uscățiv, da. Și bunica, adică străbunica, mămica lui, la fel era. Era așa. Dar ea mânca mai mult de prin grădină, avea diferite, țin minte că și leuștean, și verdețuri. Da, îi plăceau. De tot. Măcriș. Da. Dar cât măcriș mâncam eu în copilărie. Vitamina C. Cât vrei. Și poate și de acolo mi se trage firea asta așa ca să fiu slăbuț, să am... Da, evident, evident. Slabe. Dar suplimente, eu știu, nu mă știu, mai ce bate, injectări, chestii, ai face ceva de genul ăsta? N-am făcut niciodată, eu sunt o fricoasă, uite, la capitol. Încă una. Ca și la capitolul ăsta de a injecta, să nu fac după asta mai rău. Exact. Și iarăși, și nici Vitalie, soțul, la fel nu mă susține în gândul ăsta, zice că e ok așa, adică...
tatuaj nu mi-am făcut niciodată sau piercing măcar. Da, zic, da, ce da. Să mă înțep în plus? Am aici găuri pentru cercei și atât. Și mi-e frică să fac ceva la momentul actual, parcă mă uit în oglindă, parcă nu e așa de rău, știi? E bine. Ce-o fi pe urmă, da, e foarte bine. Mai vedem. Dar sigur apare câte un râd, dar el nu neapărat să apar de la vârf, el apare și când mult râdem. Uite, tu ești persoana care mult zâmbești. Exact. Ca să nu facem râd, trebuie să stăm numai așa. Dar știi, eu mai văd femei care stau așa serioase. Am impresia că ele stau serioase să nu facă riduri. Să nu facă riduri, dar tu știi că pe mine mama adeseori mă certa, mai ales în tinerețe. Aurica, nu-mi crețe fruntea, nu-mi crețe fruntea. Asta. Dar eu nu pot, dacă la mine joacă tot și ochi și frunte și absolut, știi, e foarte greu să cumva să ai așa o mască. E bine dacă de la mama natură cumva ești așa, știi, poate nu prea, da. Cum să zic... Expresivă, da. La mine tot, orice. La mine, dacă te uiți dintr-o parte când eu ascult pe cineva, apoi Iuri, operatorul nostru, moare de râs atunci când montează, că el vede toate stările pe față, de la... Iată așa. Păi voi sunteți aici ca o familie deja, nu? Noi suntem o familie, exact. Și se amuză foarte deseori că eu reacționez la orice, fiindcă eu îmi dau seama cum stiu dintr-o parte cum, și să mă arate doar pe mine cum eu te ascult pe tine, apoi pe fața mea citești tot... Orice 46-47 de kilograme, când ai spus? Da, s-au văzut, da? Eu o să privesc. Iuri, ia vină și tu în cadru să te cunoască publicul. O să-l facem vedetă, dar nu acum, chiar că el nu vreau. Eu el... am podcastul meu, așa. Da, un interviu cu el, Că o să face. Că tot tu spui că nu ești adepta injectărilor, că tot îți mai apare un rit sau ceva. Eu am găsit, apropo, o soluție pentru mine, acum, de o săptămână, două. Așa. Am început și eu, exact ca și tine, ca să evit tot felul de injectări. Am început să mă gândesc, chiar dacă eu totuși am mai mulți ani ca tine, dar... Arăți foarte bine. Mai bine, mai târziu, decât deloc. Dar tu poți să începi și mai devreme. E vorba, știi despre ce? Despre... Uite, o substanță care se numește colagen. Cred că ai auzit de colagen, așa? Da, eu mai beau colagen. A, tu beai? Rar. Dar am luat vreo două tratamente. Nu știu, ajută. Hai să-ți spun că îți fac acest cadou. Oh. Acest colagen este colagen marin. Da? Deci este extras din piele de pește din nord, fiindcă este un produs norvegian, de la Wild Nord, așa se numesc ei, da? Foarte bun cadou. Și deci, atunci eu nu mai e nevoie să spun beneficiile, că tu îți dai seama la ce ajută, da? Deci e ca la aceleași riduri, articulații, păr, unghii, nici nu mai trebuie să spun cum să-l folosești, cred că știi că pe stomacul gol dimineață, câte o linguriță dozată aici este. Parcă e 8 martie, așa astăzi, cu atâtea daruri. Tu știi, eu așa mă bucur că noi vară, nu știu cum, așa am dat tot de mai mulți parteneri și ei sunt foarte deschiși spre colaborare. Sunt mai buni la suflet vara, exact. Oamenii, știi? Și eu vreau să zic că da, tu ați profit de foarte multe cadouri și așa e minunat. Vezi că ai și noroc? Așa. Uite, ai noroc de siluete, ai noroc de frumusețe, ai noroc de multe alte lucruri în viață. Eu cred că viața ta nu e destul de frumoasă. Da, și eu în genul mulțumesc lui Dumnezeu și sunt fericită de ceea ce am și mulțumesc pentru acest cadou, pentru că eu mai uit de el, dar câteodată când mi-amintesc, mai fac câteodată un curs din ăsta, că... Apropo, el se face 4 luni consecutiv. Deci aici, într-o cutie, 30 de doze pentru o lună. Deci dacă o să-ți placă, mai departe procuri încă 3. Așa, deci ăsta mi-ajunge pentru o lună. Pentru o lună. Și iau o linguriță. Este dozator acolo, da. Dozator și o dată pe zi. O dată pe zi, pe stomac gol, la 150-200 de mililitri de apă. Neapărat. Și data viitoare o să fiu mai frumoasă. În ceai sau în sucuri sau chiar și în terciuri poți să pui. Nu e o problemă. Dacă tu ziceai că mai faci, dacă vrei, tu poți să împarți și cu soțul tău, că apropo el merge și la bărbați, și la copii, dacă au probleme cu oasele, cu părul, cu pielea, deci e serios? Da. Nu cred că îl motiveze pe Vitalis bea așa ceva, da? Îi spun eu. Eu văd că urmează, simt că urmează să mai primesc ceva. Da, numai decât. Dacă o să răspund corect la întrebări, ceva o să mai primesc, da? Mariana, Candice nu cel animat cu Winnie Pooh, știi, când el iese din bârlogul acuia acolo a iepurilor, ții minte, și a venit cu purcelușul. Și acela lui, eu hrănit bine, el a mâncat mai mult ca iepurile și când se iasă, știi, adică înainte de a ieși, iepurașul îi spune, zice, mulțumesc că ați venit, dar el zice, da, ei, dacă voi nimic nu mai vreți, dar eu sunt oameni, dar voi încă ceva mai aveți? Știi, așa știu, ceva mai aveți? Voi încă ceva mai aveți? Noi încă ceva mai avem, dar nu spun deodată. Deci, și am zis că începem sesiunea de întrebări. Și vreau să încep aici cu o frază de-a ta, apropo, spusă de tine. Merg în viață cu credința în Dumnezeu și frica de Dumnezeu. Da, așa. Da.
Iar întrebarea mea este, când Dumnezeu a devenit atât de important pentru tine și în viața ta în general? Din copilărie. Din copilărie mi-amintesc cum mergeam la biserică cu bunica mea, care nu mai este în viață, care mi-a fost și prima învățătoare și care m-a învățat tot ce înseamnă tradiții, sărbători creștin-ortodoxe, Crăciun, Paște. Era regulă, că eram copil, nu conta, o săptămână, două, eu țineam post. Țineam post ca unul mare, da? Și mă duceam la biserică, la slujbă și asta cumva a intrat în sânge. De-aia tu ușor ții postul, da? Deci n-ai treabă. Uite, vezi, metabolismul totul lucrează la tine minunat. Da, eu țineam în tot anul, dacă o săptămână, două. Da. Așa că știu că bunica am învățat și mă simțeam cumva vinovată dacă nu o fac. Uh-huh. Cum? Postul Paștelui? Să nu țin eu post. Dar nu poate fi așa ceva. Mă simțeam vinovată, ca un copil care și-a făcut lecția, știi? Da. Nu știu. Dar pe urmă am început și am încercat să țin toate posturile. Am mai fost motivată chiar și de niște prieteni din anturajul meu, chiar bărbați, și chiar mă miram și admiram pentru faptul că ținea toate posturile. Și apropo, cine? Igor Munteanu, de la Just Friends, coreograful. Da, da. El cu soția, cu familia lui, că noi colaboram des înainte cu colectivul de dans. De el, apropo, în țară? Am zis că a plecat pe perioadă. Am înțeles, de-aia nu-l văd. Mai vine, mai pleacă și eu observam că ei, într-adevăr, țin post, că nu mănâncă. Și zic, uite cât de admirabil un bărbat, da? Dar noi, fete, femei, și nu ținem. Dar bine, nu despre asta. Ei erau și dansatori, știi? Adică trebuiau să se mențină, da. Da, uite, și asta e un aspect. Dar am început, de fapt, așa, cu posturile, de când a început pandemia. Și am zis că, ceva se întâmplă rău în lumea asta. Da. Undeva omenirea a luat o razna, undeva este ca o pedeapsă. Adică, și am zis că trebuie să ne întoarcem mai mult cu fața către Dumnezeu și să încercăm să facem măcar ceva. Da. Să ne împost, să fim mai buni. Să începem de la noi. Da, să ne... cum să zic? Mâncarea e o plăcere, da? Și putem să facem și un sacrificiu de asta, dar să nu mâncăm poate ce ne place. Avem tăria asta de caracter, avem voința asta. Și plus condimentată cu fapte bune, de a ajuta oamenii. Și eu tot timpul mă rog, tot timpul spun rugăciune înainte de somn, înainte de a ieși din casă, de a mă porni, de a veni la interviul vostru. Eu mi-am făcut semnul cruci, să meargă, să mă păzească Domnul, să mă ocrotească. Pentru că noi am avut în familie și o tragedie, că tăticul meu a murit într-un accident când aveam eu 5 ani jumătate. Și am zis că trebuie să fim mai credincioși, Domnul să ne apere. Tot timpul când plec undeva, eu îmi fac semnul crucii ca să fim ocrotiți. Și da, l-am pierdut de mic copil, l-am cunoscut foarte puțin, el cânta, de la el am învățat. Tu ești unicul copil. Da, unicul. Și îi seamănă foarte bine. Da. Dacă o să găsesc niște poze, să vedeți, chiar îi seamănă foarte bine lui. Și... am moștenit harul, că e un har, că noi cântăm, este un dar de la Dumnezeu. Exact. Cum a spus cineva, că nu tuturor le este dat acest har, da. Înseamnă că Dumnezeu ne iubește, da, că ne-a dat această... Eu cred că fiecare om are un har, pur și simplu trebuie să-l depisteze. La timp. Exact, și ce are, știi, cineva are harul de a cânta, cineva are alt har, știi, deci... Da, și uite, eu tot timpul așa ziceam că mă rog, îmi fac semnul cruce ca Domnul să mă ocrotească, să mă păzească, cu câtă frică zbor eu cu avionul. De ce n-am mers niciodată într-o excursie sau într-o vacanță exotică, îndepărtată, da? Că acolo trebuie să zbor vreo 10 ore și eu sunt foarte fricoasă de felul meu. Tot timpul stau cu cruciulița. Și frica asta e de acasă, de când a murit tata, da? Deci tu de cauza asta ai frica. Eu nu știu, e subconștientul meu. Subconștientul tău. Tu nu mi-ai frică de accidente. Că nu am avut, Doamne, n-am avut în viața mea. Cu mine nu s-a întâmplat niciun accident. Știi? Dar poate vine din subconștient. Exact. A fost oarecare traumă, cum a fost, chiar dacă eu eram mai mică. De unde și frica de a nu urca la volanul mașinii? Crezi? Exact. Dar cum? Pe tatăl l-ai pierdut în accident, evident, aici se așează, tu ai frica asta. Și probabil... Care eu nu pot să o explic. Exact. Vezi? Care eu nu pot să o explic, într-adevăr.
parcă la discuții cu psiholog. Da, 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 nu este, este, este și legătură, este și logică. Și eu, mă rog, cred și chiar am avut în viață anumite semne când am simțit că Domnul mă ocrotește, mă păzește. Este Dumnezeu. Adică tu, tu credința merge cu viața ta așa mână-mână cu muzica, da? Deci peste tot. Dar uite, eu tot mai mult aud despre mai mulți colegi de-ai noștri, de breaslă, nu vreau să zic, că într-un fel au devenit mai evlavioși. Da? Cum se zice la noi, s-au dat în credință, nu știu cum, de genul ăsta ceva. Și asta nu e rău, dar de ce lumea percepe asta invers? Deci lumea cumva se uită, a, ei, gata, într-un fel că gata, a devenit cumva. Deci întrebarea mea era, uite, probabil și din motiv că în, în religie sunt multe lucruri neacceptate de multă lume, da? Deci tu de fapt ai fost întotdeauna foarte discretă, tu n-ai intrat în polemici ce ține de credință. Nu, nu. Eu consider că fiecare face cum simte. Cunosc persoane care nu cred în Dumnezeu, care spun că noi asta ne imaginăm, că este, de fapt, totul ține de caracterul tău, de cum tu ți însufli, da? Sunt și așa păreri. Și mă împac bine și cu acele persoane. Deci eu respect viziunea oricui, dar eu știu eu cum trebuie să fiu și eu am simțit protecția și ajutorul celui de sus, o singură dată. Și pe mine deja nu o mai convinge cineva că, că este altfel. Deci, eu sunt o persoană și foarte căpățnată de felul meu și așa care, dacă mi-am pus un scop sau am o valoare oarecare, eu părerea cam greu mi-o schimb. Și nu învinuiesc pe cei care nu cred. La momentul potrivit o să înceapă să creadă și ei. Totul la timpul său, am înțeles. Când se întâmplă în viață ceva. Da, da, dar cum ți-a reușit ție, fiindcă tu ești totuși o persoană așa destul de vocală, vizibilă, tu nu ești un om introvert, ești destul de extrovert. Cum ți-a reușit ție să stai departe de scandaluri, de bârfi, de cancan? Nu prea am văzut să fii implicată tu în, în ceva de genul ăsta. Cum de? Iarăși cumva explici educația? Asta, că ai fost ocrutită de, de Dumnezeu, uite, ca no. să nu apari tu în locul celălalt, să nu fii tu în locul celălalt, să nu, cumva, sau cum? Cum, dar, cum să explici? Poate și fi și asta, dar eu, de felul meu, încerc să fiu tot timpul cumpătată, da, fug de scandaluri. Nu te-ai luat de păr cu nimeni? Eu am vedere în showbiz la noi. Nu, Doamne ferește, nu? Eu cred că nici nu mă pot lupta tare. Mă bate măr cine vrea. Tu știi că ăștia mitei sunt mai înțăpați, știi? Mai linchizloi, știi? Da, dat, așa zic, parcă nu simt că e cazul meu, dar eu, da, nu mă bag în scandaluri, nu mă bag acolo unde apa e fierbinte, știi? Încerc să mă țin departe, să fiu mai prudentă, adică să fiu mai cumințică. Uite, chestia asta ca să fiu cuminte, să nu... Fiu arătat așa cu degetul, iarăși tragi din copilărie. Bunica mea a fost învățătoare. Să nu vorbească lumea. Nu vorbească lumea. Bunica a fost învățătoare. Trebuie să fiu un exemplu, să învăț, să mă port frumos, să vin la timp acasă. Deși veneam eu și după ora 12, când eram adolescentă și îmi încuia poarta și intram pe sub poartă. Ei, de toate, na. Dar mereu m-a străduit să am o reputație bună, o imagine bună. Poate tot timpul îți reușește, na. Dar, de felul meu, eu sunt la locul meu, cu mințic, așa și cu Vitale. Vezi, nu mă faci de rușine, Mariela, o glumă, știi? Aha. Ia vezi să nu mă... De-am soțul, de-am el te probuzește. De-am a fost bunica, mă, tu mă probuzești. Da, așa, da, da, da. Uite, dacă tot ai început știi... tema copilării. Hai să zi, ce ai vrut să zici? Da, știi că el tot e așa distant, da. El nu da, se da, da. Implică în scandal. E calm, așa, da. E calm. Nu salutări, se... Vitali, pe căleasă. Da, salutări. Nu se bagă în conflicte. Și eu tot sunt așa. Poate de asta și ne-am unit, ne-am apropiat. Suntem diferiți, dar avem și unele trăsături de caracter comune și noi ambii suntem în zodia Fecioare. Eu sunt la final de... Picioarele pe pământ, de tot. Ambii. Da. Sunt la final de august, eu pe 25 august, dar sunt aproape și de zodia Leului. Da, da. Și am și ceva și de acolo, probabil, energia asta, da? Ne-a stâmpărat. Trebuie să vezi ascendentul, poate ascendentul în foc. Iar probabil. El este la final de zodie, 19 septembrie, aproape de balanță. Da. Dar el și se vede că e mai cumpătat. Da, da, da. Și tot nu-i plac riscurile. Nici eu nu tare mă având să risc, știi? Mie îmi place să fiu sigură unde merg, să știu că sunt asigurată din toate punctele de vedere. Nu prea mă duc eu în locuri periculoase. Uite, eu ziceam, tu ai început de bunica, de copilărie, și da, e trecut la Vitalie, la sos. Bine, hai, la copilărie ne întoarcem. Hai de Vitalie să vorbim. Hai.
Eu sunt din Breaslă, eu știu mai mult decât știi lumea, înțelegi? Și am vrut să zic, eu vreau să spun că el de asta flăcău târziu, adică el nu prea de vreme s-a însurat, dar nici tu de vreme nu te-ai măritat. De unde până nu? De cum v-ați găsit, voi v-ați cunoscut? Spune-mi, te rog. El, în general, greu ia decizii. El foarte mult alege, foarte mult analizează. Și tu la fel. De 10 ori, cum se zice, 10 ori măsoară. Și odată taie. Și odată taie, da. Pentru că și el e adeptul concepției că, chiar mi zicea odată înainte să fim căsătoriți, că eu dacă mă însor pentru totdeauna, eu nu mă mai despart, da, știi? Exact. Adică, na, nu așa că s-a aventurat, pasiune, hop, hai, dar nu știi cu cine mergi prin viață. Da. Nu! El a vrut să întâlnească mai mulți ani cu mine, să mă cunoască, să vadă ce fel de persoană sunt eu, că noi toate la început suntem bune, dar și ei, nu? Da. Prima perioadă, deci pe urmă mai apar niște trăsături de caracter. Poate nu neapărat între ele, dar poate persoana respectivă nu le poate tolera. Uh-huh. Uite, poți ceva să accepti la o persoană, dar altceva tu nu poți accepta și nu poți sta cu omul ăla, măcar, de exemplu, eu dacă aș fi locuit, cred eu, sau m-aș fi căsătorit cu un bărbat foarte, foarte vorbăreț care să mă întreacă pe mine, eu n-aș putea rezista, cred. Dar păi cum? Dar păi tu te-ai nădușit cu tu, tu trebuie să vorbești, nu el. N-aș fi de acord, eu sunt de acord cu tine. Și Vitalie, cum zice, măi, cu tine ce în viață, dar tine e greu să te plictisești. Iar cu Mariana niciodată nu-ți plictisești, fie că îl enervezi, că nu știu ce, că hai acolo, hai așa. Dar el, nu, viața lui nu-i plictisitoare și el asta o recunoaște. Dar cum voi v-ați întâlnit? Fiindcă Vitalie, poate cei care nu cunosc, Vitalie a fost o perioadă îndelungată, și acum sau nu? Lucrează la Teleradio Moldova. Da. El și acum este... Patriot, el e fidel, jobul. El era la departamentul publicitate. De marketing. Da? De marketing. De a fost ani... și șef, și este, eu nu știu, apropo, nu știu, acum tot e șef. Acum mai în domeniul promourilor la TV. Da, dar tot la TV. Tot e acolo. Exact. Și, bine, dar tu cum ai ajuns la dus-un cabinet? Deci, explic. Noi ne-am pune și ușă. Datorită muzicii. Așa. Da, deci în anul 2009 ne-am cunoscut. Am mers să fac primul meu album. Primul album cu genericul Dulce Mamă. Uh-huh. Și erau pe timpuri la modă să se facă evenimente, lansări de album, da, în localuri, restaurante, cu 10 posturi televiziune. Și era un vis al meu să fac și eu lucrul ăsta, evident. Și făcusem și videoclipul. Și am mers, zic, unde pot să merg? M-a duceam la toate televiziunile. Unde pot să merg la Moldova? La cine să mă duc ca să dau invitația pentru eveniment? Să tot așa vroiam să fac o promovare a videoclipului, nu mai țin minte. Pe atunci era asta, acum nu se mai face. Uh-huh. Și mi-a spus cineva, uite, în birou cu tare, la etajul 7, cum spuneam, cunoscut, n-a simt, mom, etajă. Da. Se cântic, Vitalie Cojucaru. Da, la etajul 7. Îl cheamă Vitalie Cojucaru, mergi la el, el îi, așa, mergi, discută. Și acolo am mers. Și l-am cunoscut, ne-am văzut, m-am prezentat, cine sunt, i-am dat invitația, am arătat albumul, da, am zis că am videoclipul, cum pot să... Și așa a fost prima interacțiune. Mi-a plăcut din start, adică mi-a părut un băiat simpatic. Un băiat frumos, da, l-am văzut. Înalt, așa, văzut. Da, mă uitam eu că e cam prea înalt pentru mine. Dar nu mai este, bărbații nu sunt prea înalți. Sunt ies buni toți. Dar mi-a părut simpatic, adică a fost prima scânteie. Da. Dar la el? Ca să-ți plac. Am observat, cred că și la el, că el nu e genul ca din start să îți fac curte, nu știu ce. Nu, poate ți-a spus mai târziu, uite, dragoste la prima vedere. Am văzut și am înțeles. Dar am observat ea că a fost foarte amabil cu mine, chiar m-a servit cu un ceai, mi-a propus semințe și atunci avea niște semințe de bostan. Deci nu le uit, da, dacă e prima ești întâlnire. Ești atentă la detalii. Știi? Da, și m-a servit și îmi plăcea maniera lui, felul cum vorbește. Doar atât, ca o impresie plăcută. Da. Pe urmă am început să comunicăm pe internet, era Skype-ul pe atunci în vogă. Uh-huh. Odnoclasnici. Clar, iată așa. Și a început așa un mic flirt, mic, a venit la lansarea mea tot ce a venit. El era plecat peste hotare, avea o deplasare și n-am știut că o să vină. Și l-am văzut că intră și cu un buchet de trandafiri roșii. Și de peste hotare mi-a adus o cănuță cu
o fată și un băiat, care își dădeau câte un pic. Și am zis că ăsta e semn. Și beam numai din cana aceeași. Doamne ferești, cineva să bea din cana. Eu și acum o am. Eu. Cana și acum este. Și acum e cu noi și eu beau din ea. Bravo. O cană foarte calitativă. Da. Da, da, da. Și erau așa doi. Și eu zic, da, uite, dar tu special mi-ai dăruit asta că, uite, ăștia doi se sărutau. Da. El spune, nu, eu întâmplător am luat-o. Zic, cum întâmplător? Dar eu, tu știi ce mă gândeam atunci? Cu asta e cu sens. Știi cum îmi pun atent la detalii? Deci, pur și simplu, luat o cană, care era tradițională din țara care a fost, și pur și simplu, doi se apropiau așa, o fată și un băiat. Dar eu am luat-o ca cu trandafirul, știi, ca, bine, înțelegi? Cine îl cunoaște, Vital, într-adevăr, voi sunteți foarte diferiți. Foarte, el așa, foarte și scurt la vorbă. Să-mi spună că nu, că asta nu a fost special, nu a fost... aluzie. Dar până nu special, dar n-a să recunoaște ca bărbați. Dar eu i-am zis, măi băiete... Ei nu vor să fie, știi cum, să se vadă că ei sunt așa mai sensibili și mai romantici. Ei, de obicei, nu, e așa, pe alături trecem și am luat cana, știi? E așa. Și a zis, eu am zis că nimic nu e întâmplător. Sigur. Și spun că eu o păstrez ca ochii din cap și beau din ea mereu ceai, apă, e cana mea. Da, dar uite, eu am luat-o de la mama de acasă cu noi. Eu vreau să spun că voi multă vreme ați ținut cuva în taină. Nu se știa despre voi că voi sunteți pereche. Nu ne afișam, nu ținem în taină. Exact, ieșeam, dar nu ne ascundeam. Eu foarte, foarte întâmplător am aflat. După care foarte mult... Da, nu postam poze. El nici acum nu iubește să fotografiezi. Da. Și mai e ceva. Voi e o perioadă foarte lunguță, aș spune, că ați locuit împreună, ați trăit împreună așa ca cuplu, până face nunta, până cere mâna. De ce s-a întins atât de mult? Că vrei să spun, eu odată... Și nici n-am locuit împreună, măcar. A, nici n-ați locuit. Până la căsătorie. Aha, deci, dar v-ați întâlnit într-un fel foarte mult, ani de zile. Da, aproape vreo șase ani. Eu mi-amintesc că intrasem odată la Moldova 1, iarăși tot cu contracte ceva legate de șlagăr sau de altceva. Și pe Vitali îl văd, deja știam că se întâlnește cu tine de mulți ani și el, așa i-am spus, Vitali, când nu mă chem la nuntă, ce atât te-a întins, știi, și nu știu ce. Dar el și nu el așa o glumit și a spus că vrei să fii nașă? Deci, da, eu zic, problema e asta, adică știi cum că la moldoveni nu găsăm un naș, da? E ceva de genul. Aflu și eu ceva, da, nu? Da, iată, eu spun că atunci am râs. Deci, vrei cumva să fii nașă? Am glumit. Păi care e motivul? De ce voi ați tras-o atât de mult de coadă? Ți-am spus, așa e temperamentul lui, el foarte... Nu grabea lucrurile. Dar tu l-ai așteptat. Tu înțelegi, tu fiind mă ierți. Voi, practic, tu la 30 de ani te-ai măritat. 29. Păi da, știu, cât puteai să aștepți. Așa e temperamentul lui. Dar dacă el nu și nu, ap ce vrei să faci? Dar vezi că n-a fost așa. Adică eu simțeam că atitudinea și... Eu nu știu ce mi-închipă așa, știindu-te pe tine, poate tu l-ai spus odată. Vitalia, hai, tu te măriți cu mine? Te însori cu mine sau nu? Hai, tu odată și odată. Spune ceva, fă ceva. Noi n-a fost așa. Nu a fost așa, dar discutam deja la capitolul ăsta, zic, care sunt planurile, știi? Hai spune că pentru la mine că timp trece. Eu vedeam că el e foarte atașat de mine, respectuos, avem o relație frumoasă, chiar, adică, un băiat galant, un bărbat de încredere, în care eu știu că mereu pot să mă bazez, eu pot să stau liniștită în privința lui, adică, nu știu, el îmi dă mie o siguranță și o liniște sufletească și așa era și atunci. Am înțeles. Adică nu aveai gândurile astea când și odată. Ți era bine, tu deci trăiai momentul, înțelegeai că e un... Da. Probabil doar că în momentul acela, deci ne... Cumva era și în reparație apartamentul unde noi acum stăm, locuim de când ne-am căsătorit. Da, da. Și cumva am așteptat și momentul ăsta să finalizeze până la urmă lucrările, ca să nu mergem undeva la gazdă. Adevărat, făcioare. Până nu pus tot lucrurile la punct, să fie apartamentul mobilat, să fie tot făcut și apoi ne-am pregătit de nuntă și am mers direct atunci să trăim, să locuim. Nu să mergem pe la părinți sau pe la gazdă. Da, da, da. Pentru ce să irosești bani în zadar pe gaz? Nu era poziție, mai ales în timpurile noastre. E bine așa, știi? Faci totul timp. Și când n-am avut momente de stres major. Exact, de despărțiri sau pauze în relații. La noi ceva n-a fost. Că el e mai mare ca tine? Da, e mai mare. Între noi e diferență de 9 ani. Aha, păi da, el era cop de tot atunci. De mult trebuia, da, însurat băiat. Și a zis că nici nu vrea nuntă mare, să fie așa o seară din asta. Și cum a fost? E, zic că nu mă interesează ce seară, cină, nu știu unde, dar eu rochie frumoasă îmi fac. Da. Că eu am modelul de vreo 2 ani, la mine era modelul, un model, că eu acela mi-am custodat la comandă. Da. Zic că eu am să fiu super de frumoasă, o să fac sesiuni foto, nu mă interesează ce o să fie, dar o să fie organizat tot la nivel cu afura, rochia. Show o să fie. O să fie. Până la urmă,
până la urmă a fost și nuntă mare cu aproape 200 de oameni, deși el vrea așa ceva foarte modest. Și da, Mariana a făcut așa cum a vrut ea. Dar stai cu, eu intrat pe gust. Așa eu venit pe gust, îți spun și cum, că eu pe urmă râdeam. Uite, mi-e trebuie chiar sala mai mare. Așa. Că îi spuneam nașii, bine ascuns, nașica, dar câți oameni să-i invitați? Vreau 20. Nașica, chemați mai mulți, că eu vreau să fie mai mulți. Vedeți, chemați și mai mulți. El asta știe? Spuneam, el am o prima dată. Eu pe urmă i-am spus că el râdea. Okay, și când am început să fac lista cu ăștia, și el singur îmi zice, cu vreo 4 zile înainte anunțe, auzi, dar poate chemăm și pe ceilalți. Spune ziua, a intrat în gust, gata, la noi, tot e comandat, pe toate locuri, numai în cap. Dar el deja, știi, i-a intrat în chestia asta cu organizarea, se gândea și el, hai să invit și pe ceilalți, și pe ăștia, și pe ăștia. Și eu având și eu mulți cunoscuți, și pe el îl cunosc mult din domeniu, rude, chiar eu am la fel multe rude, la noi s-au adunat lume deci multă. Deci a fost așa nuntă-nuntă. Nuntă mare, da, cu 8 dansatori, cum am vrut eu, cu două banduri, orchestră de muzică populară, un band mic cu estradă. A fost și cu quartet, deci cu de toate. Eu comandă de colac, da, în formă de inimă chiar, nu rotund, da. Dar mi l-au copt în formă de inimă. Și am improvizat acolo cu o doină și cu dragă o te dulce miros. Și m-au ridicat sus dansatorii și am adus colacul sus. Deci am făcut spectacol. Înainte să-i dau colacul, i-am spus, nu i-am citit, dar i-am spus niște cuvinte, ce simbolizează momentul ăsta. Fiecare floare, care reprezintă dragostea dintre noi, da, fidelitatea. Da, da. Eu i-am făcut tot. El nu pune accent, el vrea pur și simplu lejer o masă, o cină, așa, în stil englezesc. Nu, la mine așa nu merge. După facem cum vrei tu. Da, o zis că nu mai te rog, la nuntă fără televiziuni. Am acceptat. Dar ce folos, pe urmă, Facebook-ul era plin. Deci că am acceptat. Asta am acceptat. Auzi, el om de televiziune și așa naiv, știi? Da, a venit un post de tot la afară, la interviu, că el să nu vorbească. Da? Bine, nicio problemă. Da, las, da. Oricum, pe urmă, s-a umplut Facebook-ul cu poze și cu de toate. Doar a fost și articol în revista Mireasa și Nunta. Da, și în revista noastră, da. Revista Nunta. Da, că exact. Tu m-ai invitat să mă descoși acolo de secrete cum a fost nunta. Mariana, stai să stori, stai, absolut stai goală aici. Mersi. Des ne recorim un pic. Da, după așa discuție. Eu vreau să spun că și pe palubă a fost minunat, dar uite și aici, privești. Nu tu uite, tu îți imaginezi că asta e la Costești. Eu parcă aș fi... Imaginez pentru că eu exact aici am sărbătorit într-un an ziua băiețelului meu, după cum îți spuneam și în interviu. Și dacă nu greșesc, tot la Foișoara asta am stat când am fost și cu maestru Gheorghe Urschi și toți artiștii. Da, noi aici am stat atunci. Țin minte copacul. Da, e asemănător. Salcea. Exact. Și, nu știu, mi se bucură inima. Iată, aș sta și n-aș pleca. Păi stai, atunci nimeni nu ne fugăriește. În schimb, tu uite ce bucate au adus. Tu vrei pești? Ai visat noaptea pești? Mănânc pești și poate îi faci o fată. Da? Da. Și postul ăsta să mănânc pești, așa? Așa, mănâncă. Și plăcințele care sunt făcute, apropo, din făina măcinată la moara lor, care are 180 de ani. Tu îți dai seama? Wow. Da, da, da. Asta, da. Așa, că poftim, serviți. Mersi. Cu ce să începem? Hai ce cu peștișor. Hai. Tu cu plăcinte, eu cu peștișor, da? Da, eu am ce am cu plăcintele, sorry. Da, slăgim altă dată. Ia să vedem, să gustăm. Eu știu că pește, deci e foarte gustos. Și anume, ăsta e și peștele copilăriei mele. Mm-hmm. Bunicul meu prindea din iazul nostru de la Dânceni. Ah, dar voi sunteți vecini aici. Uh-huh. Da, da, da. Și uite, spun sincer, nici somonul, nici alt pește sofisticat, nu știu de care, nu-mi place atât de mult. Uite, ca peștele ăsta de... Crapul. Da. De baltă, de lac, cum se zice. Eu, știi ce mi-a spus Veronica? Și cum aș stăpână, mi-a spus că crapul din lacul de la Costești este deosebit. El este foarte și foarte curat. Deci el nu e... apa e foarte curată, respectiv și peștele este foarte bun și dulce. Asta eu confirm. Poftă bun! Mersi! Așa să înțeleg că organizarea anunților e a tău, cum zici, știi? Deci îmi place. Plăcerea ta mare, da? Da, și nu fac, să zic că mă obosesc sau mă complic. Deci asta nu te obosești. Din contra, mă entuziasmează și îmi place să fii totul bine organizat și pun accent pe detalii. Doar că în ultimul timp, mai puține evenimente unde sunt ca moderatoare, pentru că au apărut mai multe solicitări ca să vin ca interpret surpriză, cu programe muzicale și asta îmi place mai mult, îmi place să surprind oamenii și mai mult ca atât,
ador la nebunie surprizele astea muzicale acasă. Așa cum pare, nu știu cum, ce? Oh, da. Uite, despre asta vreau să te întreb. Acolo e emoție pură. Acolo e stare, acolo este pur și simplu omul ce la tremur, el nu se așteaptă. Eu trăiesc cu asta. Deci eu mă implic maximal sau când vine cineva de peste hotare și eu îi fac intrarea cu o piesă despre familie. Deci acolo sunt lacrimi de bucurie. Acolo înțelege adevărata esența vieții. Dorul ăsta de oameni. Deci și am observat că este o, totuși o problemă a societății noastre. Că oamenii sunt aici, sunt fericiți aici, acolo, au mă refer la capitolul financiar, dar nu sunt unii lângă alții și pierd foarte multe momente din viața asta de casă, din viața de lor. Părinți, de oameni dragi. Și durerea. Eu apropo, iată, fără ca să vrei, ai început discuția asta cu aceste invitații, surprize, da? Și tu pe mine m-ai surprins azi, fiindcă eu n-am acceptat niciodată aceste invitații, chiar mi s-au făcut. Eu cumva nu înțelegeam cum să vii cu boxa în curte la om. Și să, eu nu prea mă vedeam acolo. Și chiar dacă și vedeam astfel de invitații, le vedeam mai mult pentru interpreții de muzică populară. Parcă îmi pare că așa poți să vorbești, să-ți iei pe cineva așa cu un acordeon sau cu o vioară, o copză alături de tine și să cânti niște cântice populare, dar atunci când totuși te invită un interpret de muzică ușoară, asta presupune că omul și cel... eu când piesele mele, apropo. Asta am vrut zic, și eu presupune că omul cel vrea să-ți audă piesele tale de muzică ușoară și bine, mai cânti acolo o horișoară, o sârbă, dar totuși mai mult. Și eu nu prea înțelegeam, dar cum eu să vin cu boxa în curtea omului, mahală și uite la o mămică acolo, la o mătușică, da, mie îmi place nu știu ce, emoția de acolo. Emoția de acolo nu se compară cu nicio emoție de la nuntă. Păi iată, la nuntă ai cumva... spus niște lucruri foarte așa, știi, de-am stau și mă gândesc, dar poate era cazul să accept, eu știu. Nu știu, probabil n-am prins, că recunosc, niciodată n-am acceptat invitațiile este așa la casă, la oameni și... Dar asta trebuie să o simți și să o poți face, pentru că... Într-adevăr, dacă nu simți, nu-ți place, poate că nu, dar eu ador să surprind oameni într-un mod inedit. Și anume când mergi la o nuntă, zicem, într-o sală, Doamne, ce sofisticată, da. Tu nu poți să simți acea emoție și nu este așa reacția omului. Când îi vii pe neprins de veste, îi bați la ușă și îi vezi fața. Și... Deci asta e pur și simplu, eu nu știu, nu pot să redau, dar mie îmi place și eu ador asta să fac. Și acolo e emoție vie, adevărată, pură, care nu-i jucată, da? Cumva la o nuntă se așteaptă mirii, că o să vină un artist, sau invitații. Da. E ceva normal, să vină un interpret. Un artist, da, și e bine. Dar când la o aniversare sau în casa lui, în anturajul lui, e cumva mai surprinzător și e neașteptat, e total neașteptat. Și emoțiile sunt altele. Și mie îmi plac mult surprizele astea când vine cineva de peste hotare la sărbătoarea omului drag. Și uite, intru mai întâi eu, îi fac intrarea și vezi reacția mamei sau a tatălui sau a copilului. Deci, e cu greu, îți reții lacrimile și, într-adevăr, te umple de foarte multe emoții. De foarte mult. Înțeleg. Și mie îmi place să văd bucuria asta în ochii oamenilor. Și o fac cu multă plăcere și aleg fiecare cadou să fie totul așa personalizat, să se asorteze. Eu mă asortez și cu vestimentația, eu aleg totul și pe anglică. Da, ți-ți place. Da, eu pun accent, țin la detalii. Dar spune-mi, te rog. Partea estetică pentru mine e foarte importantă. Asta am vrut să zic. Eu, știi ce am vrut să remarc eu la tine? Că de când te cunosc, da, stilul tău vestimentar foarte mult s-a schimbat. Și eu cred că aici este meritul și la acea emisiune pe care ai pornit-o tu, Stil Nou. Eu sunt convinsă că asta e datorită faptului că tu lucrezi cu foarte mulți stiliști. Da. Și ei cumva ți-au implementat gustul ăsta estetic și tu tot, de fiecare dată te văd altfel, mai diferit și mai... Deci, mulțumesc! Da, deci asta e minunat, asta e minunat. Nu degeaba se zice cu cine ai de face, acela pe tine cumva te influențează. Da. Mediul în care ești. Și nu doar asta, inconștient, pentru că ascultând sfaturile lor la emisiune, montând emisiunea. Exact. Vreau, nu vreau, eu învăț. Da. Eu învăț, da? Pentru că deseori discutăm și despre tendințe, ce se poartă, ce cu ce se asortează, ce nu se asortează, că nu sunt sigură, mai cer părerea. Și sigur că pentru activitatea noastră este foarte important și felul cum arătăm. Deci, interpret, nu trebuie să lucrezi doar la capitolul muzică, clipuri, dar este o muncă și o investiție mare și în ceea ce ține de aspect.
Da, e adevărat. Și se învață și în timp, se cultivă în timp. Se cultivă în timp, e adevărat. Și apropo, la emisiunea Stil Nou, că fac tot timpul o tradiție, a devenit la Revelion cu câte o vedetă, ai fost și tu invitata mea. Am fost și eu, acum mai, mai țin minte, vreo 10 ani urmă, pare că am fost la tine. Și creăm ținute de sărbătoare, atunci nu schimbăm stilul, că artiștii așa sunt frumoși. Da, 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 dar oricum, eu mi-am amintesc acea emisiune și au fost așa niște lucruri neașteptate pentru mine. Da, știi, niște ținute mai neordinare. Mai neordinare, da, da. Și ne-ai cântat și o piesă. Mm-hmm. Dar, în general, da, ne ocupăm cu transformări de imagine și vin femei de toate vârstele și toate categoriile sociale. Emisiunile astea sunt foarte populare și plac femeilor foarte mult, fiindcă, da, mie, da, tu înțelegi că asta e magie, asta e povestea cenușărese, știi, când vine Zâna și cu bagheta și te-a îmbrăcat imediat și te-a făcut prințesă. Păi emisiunile astea de transformare, ele plac tuturor, absolut, dar femeilor în mare parte, știi, uite, a venit rățușca cea urâtă, să zicem așa, și când colo a devenit lebădă, știi? Da. E miraculos ceea ce vezi, știi? Eu aș zice femei neîngrijite sau care nu simt ce le avantajează sau nu. De exemplu, văd și eu deja multe greșeli stilistice la multe femei, iarăși învățate de la stiliștii care mă ajută pe mine. Și îngrijite. Foarte multe femei nu știu, nu cunosc. Știi, noi mergem cumva pe niște de-astea, șabloane. Da? Șabloane. Deci dacă s-a îmbrăcat cu mătră, mă îmbrac și eu. Deci te duci uneori la magazinele astea sau în piața asta de haine undeva și tu vezi trase la Xerox, identice haine și zici, Doamne, și le mai îmbracă. Păi, dar dacă le aduc, înseamnă că le îmbracă, și dar le îmbracă de obicei. Uite, noi avem o tradiție asta și obiceiul ăsta, ia că ca acela, ca acela. Nu avem obiceiul ăsta de a fi personalități, dar de a fi diferiți anume prin asta. Și tu drept ai spus, uite, asta se cultivă. Și emisiunile pe care le faci tu, eu nu știu, mai este emisiunea asta la Moldova? Da, este la Moldova. Eu chiar mă gândeam cât de bine, fiindcă totuși Moldova unul în mare parte se privește în mediul rural, cât de binevenită este emisiunea asta. Este educativă. Exact. Fiindcă femeile, fără să vrea, se uită și învață cum ai învățat tu, zice așa, și ele se uitau și ziceau, măi, dar altfel deja. Aceleași fetițe în devenire privesc emisiunea, crede-mă, că privesc din curiozitate, iarăși, eu zic, de mai mult de cei din mediul rural, fiindcă ăștia din oraș, ei au mai multe posturi televiziune, au mai multe posibilități. Din oraș tot o privesc, pentru că eu, deci, o includ și pe online, și pe Facebook, și pe TikTok mai nou, fac niște filmulețe mai scurte, așa. Dar tu ești bravo, tu ești pe toate rețelele, te scurci, bravo. Încerc, poate mai rămân în urmă așa cu postările ce ține de emisiuni, le fac când am timp, dar încerc să fac de ori mine rezumat. Ai o comunitate mare, câți ai? Așa, pe Instagram, deci, hai să mă uit acum. A, nu știi? 50 și cât aveam eu? Minunat! Da. Deci ai urmăritori mulți. Aproape 53.000 de urmăritori pe Instagram, crescuți organic, și pe Facebook am mai mulți urmăritori, am 133.000 pe Facebook. Ia spune-mi, te rog, rețele socializare te ajută la... hai să zicem așa, la cantitatea evenimentelor, invitațiilor la spectacole, la petreceri? Probabil și asta ajută, nu știu ce să spun, dar cu siguranță vizibilitatea asta... Ești mai vizibilă, da? Omul își amintește probabil de tine, vede. Mulți au început să-mi cunoască multe cântece chiar și din online, din stories-urile care înțeles. Le fac. Și asta sigur că bucură. Am înțeles. Deci eu încerc să fiu cât se poate de activă pe mediul online, dar mie și-mi place lucrurile drăguțe sau sufletești sau surprizele la care merg să cânt și sunt așa mai duioase, îmi place să mă împart și cu, și cu publicul meu. Am înțeles. Bun, am clar. Dar Instagram-ul pe tine te hrănește? Deci tu faci bani din Instagram? Nu. Colaborezi? Ai diferite, nu știu, cereri de astea de colaborare? Deci Instagram-ul l-aș cataloga mult ca o platformă de promovare. Și de promovare, dar și de unele colaborări, da? Unele, nu foarte multe, dar vizibilitate așa mai vizibilitate, dar și colaborări cu anumite companii sunt. Am înțeles. Deci este și asta. Deci mai puțin, dar există, pentru că nu poți să te axezi numai pe asta când neglijezi muzica. Exact. Și, dar acum Instagram așa a devenit, da? Diferite colaborări, mai ales cu branduri de haine. Hai să revenim, uite, noi ziceam de copilărie, am vrut să te întreb, tu ai făcut școala de muzică, da?
Sau n-ai făcut? N-am făcut școala de muzică. Eu locuind la țară, deci ai mei m-au dat la școala din sat obișnuit. Aha. Deja când am venit în Chișinău. Păi, dar cum ai ajuns tu în muzică atunci? De unde până unde? Da, explic. Când am mutat la Chișinău cu părinții, deci am mers la liceul deja din capitală și normal că aici s-au deschis mai multe uși. Ca și emisiunea voastră, da? Da. Și am mers la centru de creație a copiilor Ghiocel de la sectorul Ciocana. Aha, am de acolo, din sectorul Ciocana, de unde eu unde și învățam. Și vreau chiar să-l salut pe profesorul meu, domnul Grigore Gușan, care am bătut la ușă, am zis că vreau să vin, să cânt, îmi place muzica. Și dumnealui a început să mă invite la lecții, am participat și la concursuri, țin minte, pe atunci municipal Ploaie de Stele. Păi, dar ce fel de lecții? Făceai un instrument sau vocal? Vocal. Făceam vocal. Lecții de canto. Am lecții de canto, vocal, învățam melodii, mă pregăteam pentru concursuri municipale, de Mureșănești, da? Și uite, așa am început eu să... Uite, pentru prima dată eu pe tine te-am văzut și te-am remarcat, anume la pretura sectorului Ciocana, la un concert, nu mai țin minte, ziua profesională, nu știu cui. Și te-am văzut pe tine atunci, apropo blondă. Da, da. Pe urmă a fost brunetă. Exact asta am vrut să zic, blondă. Că tu mult timp ai devenit brunetă și când culo acum ai revenit înapoi la blond. Da, stă bine. Eu vreau să spun că stă bine și așa și așa. Mulțumesc. Deci chiar te prinde bine. A fost când, un când caz. Erai brunetă, foarte mult mi-aminteai de mămica ta. Știi? Deci eu când erai brunetă, eu vedeam asemănarea între tine și mama ta. Apropo, noi n-am vorbit deloc în emisiune despre mama ta. Hai să vorbim un pic. Eu știu că mămica ta acum te ajută la creșterea băiatului tău, corect? Da. Bunică. Ea stă cu el când eu am evenimente și merg să cânt, am programe și soțul merge cu mine. Și desigur că mămica e cea care stă cu el și se împac foarte bine, sunt foarte buni prieteni. E bine să ai pe bunica alături, așa e? Da, da, da. Mai sunt și părinții soțului, socrii mei și merge și la ei. Dar când... așa ne reținem noi până noaptea târziu, stă cu mămica. Și am o relație frumoasă, ca și fiecare copil, cred eu, cu mama lui. Mai ales că eu, de mică, cumva, am fost cu ea și mai apropiată după ce... A decedat tata, da? Da, da. Dar am... Tată vitreg, nu este un secret. Nu știam, așa. Nu știai. Nu știam. Da, deci există în viața noastră deci mama un nu alt e singură, tată. Mama nu e singură. Nu, mama nu e singură. Ea s-a recăsătorit după 2 ani, ceva cam așa. Și am și o soră, deci de la al doilea tată. Am înțeles. Și deci o familie completă, închegată, numai că în familia noastră eu eram unica cu familia Mihailă. Și uite, la școală chiar mă întreba cineva, dar... ce ești înfiată? Mă ușor la întrebări, zic, nu. Uh-huh. Eu, pur și simplu, am păstrat deja familia tăticului meu biologic. Da. Pentru că în memoria lui, unicul copil fiind. Și tăticul meu vitreg, la fel, stă cu Marius, este bunicul lui și se împacă foarte bine și iese în weekend-uri. Și deci avem o relație foarte frumoasă, armonioasă. Clar. Cum crezi tu, ce ai moștenit tu de la mama? Tu te asemeni cu ea? Ce ai? Să spună ea mai multe, cred, dacă ar veni într-o emisiune, dar ceva din temperament i-am moștenit, din stilul ăsta de a fi mereu la patru ace, pentru că mămica mea tot timpul a fost o femeie și este coafată, aranjată, este trezește la 5 dimineața ca să iasă din casă impecabilă. Părul frumos, aranjat ca la carte. Uneori nici la mine nu e așa cum e la mereu. Deci tu de la ea ai învățat treaba asta, să fii întotdeauna la patru ace, așa, da? Da. Uh-huh. În oraș ea iese mereu cu cele mai trendy haine. Ea știe tot ce este în vogă. E pasionată, uite, de domeniul ăsta și îi place să fie o femeie îngrijită. Deci, clar. O adoră. I-am dedicat și două cântece. Cel mai nou este și cu videoclip de ziua ta, măicuța mea. Bine, toată lumea, în primul rând, atunci când spui Mariana Mihailă, cumva îți vine în cap anume melodia mai Dulce Mamă? Dulce Mamă, exact. Și la Lele. Cel puțin și la Lele, da. De Alexandru Lozanciuc. Apropo, piesa preferată a Biticăi, una din fetițele mele din repertor, tu este la Lele. O, știi? Mulțumesc, ce bucurie. Iată să știi. La Lele, la Lele, Mariana Mihailă. Florile betei mele.
Ce minunate sunt ele, fetele mele. Lalele. Tu mi dăruiești lalele, lalele, florile inimii mele. Da? Bun, hai spune-mi atunci ce a însemnat pentru tine întâlnirea cu Alexandru Lozanciuc, fiindcă el este autorul acestui șlagăr, Lalele. Așa e? Da. Da. Dar vreau să zic încă un pic de mama, că da, este și susținătoarea mea, ajutorul meu, dar este și cel mai mare critic. Și să știi că n-a fost tot timpul persoana care mult, mult să mă laude. Uh-huh. Deci a fost tot timpul foarte obiectivă. Și da, ea m-a susținut. Dar ce era critică? Ce nu-i plăcea? Multe, ce pot, cum să mă îmbrac, de exemplu, sau ce piesă aleg să cânt, sau... Uh-huh. În deci multe se implica în toate. În da? Multe s-a implicat și îmi spune, acum îmi place, acum nu-mi place. Ea a fost cea care m-a dus de mânuță la primul proiect televizat unde am participat, Tanti Ludmila Show, pe timpuri, acolo a fost debutul meu și... Acolo și am făcut cunoștință cu videograful acestui proiect, care de fapt este un dansator excepțional spui și un coregraf. Spui acum de Iura Nosu, ca să înțelegi de Iura Nosu, cel care stă după cadru. El, da, el cândva a fost un dansator. Eu când îl văd pe Iura, mi-amintesc. Iura, poate cazul, hai, trece, de lumea să te vadă. Hai, cum învățai tu să dansezi cea-cea-cea? Ții minte? Că eu cântam o piesă latină, o compusă de mine. Și aranjamentul făcut de profesorul meu de la Centrul de Creație Ghiocel, da, domnul Grigore Gușan, că nu aveam bani pe atunci să fac nu știu unde, știi? Și am făcut și o imprimare, ți minte, la domnul Dinu Matveievici, pe la Palatul Sindicatelor. Da, uite ce amintiri. Și trebuia să caut dansatori, să am patru dansatori în spate și am mers la Universitatea de Stat. Și acolo ai găsit dansatori. Da, unul dintre care era Iurie. Iura. Și făceam lecții de dans, venim regulat, care este videograful vostru. Dar între timp, iată, și-a găsit și altă. El e director de imagine, nu doar scuzați, videograf. Scuzați, videograf, director de imagine, e scenarist și montator. El s-a reprofilat, așa cum s-a cerut pe timpul. El s-a reprofilat. Bun, hai să revenim la Lozanciuc. Păi și cum, unde, cum te-ai... L-ai găsit, l-ai întâlnit, el pe tine, tu pe el. Cum a fost, uite, momentul ăsta chiar de interacțiune, nu prea mi-l amintesc, că ne vedeam pe la nunți. Eu fiind moderatoare, el venea cânta cu programe. Și eu ne-am văzut la un concert. Și eu i-am zis, domnul Lozanciuc, să-mi scrieți o piesă. Ori el a zis că are un cântec. Și el are multe. Știm, da, de asta știm. Dar eu vreau să spun că... Și mi-a arătat pe hârtie. Da. A scos o hârtie din buzunar. Așa. Așa era ea, boțit în patru părți. Era scris textul, că prima piesă a fost romantică. Aha. Și tu ești romantică. Ia, ascultă. Da. Și începe el. Na-nai, 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 na-nai. Știi, la eu stil. Na-nai, na-nai. Deci zic, îmi place. O iau. Așa, mai faci. Cu Lalele exact așa, da? Și Lalele, eu mai am un cântec. Iisus, când l-a predonat, Lalele, Lalele, florile inimii mele. Eu iarăși am zis, da. Mi-o dați mie, nu dați altă, că îmi place, eu am simțit-o. Mie chiar mi-a plăcut. Păi tu ai înțeles că piesele trebuie să le simți, fiindcă cele care le simți din start, acele devin șlagări, da. Și așa eu puține piese de-a lui Alexandru Lozanciuc le cunosc, că știu, dar nu foarte multe, dar vreau să spun că cele care au devenit șlagări... Și ambele, mă scuz, te întreb, au fost în concertul tău la șlagărul anului. La șlagărul anului, ambele au fost. Dar cele care au devenit șlagări, au devenit șlagări nu de astea, dar 100%, da? Deci Ionel Istraticu, eu numai. Deci în cap nu mi-aș fi venit că e scrisă de Alexandru Lozanciuc, apoi când aceeași Lalele, chiar prin... Dar piesa lui, știți de ce? Cui nu-i place Lăcrămioară în primăvară? Deci este un melodist foarte, foarte bun. Câmpul cucului de patimă și dor, nu cunoaște ce e dragostea de țară, nu cunoaște ce e un murmur de izvor. Și deja noi le-am înfrumusețat cumva prin stilul orchestrației, care a fost făcut de băieți mai tineri. Exact, deja mai modern. Da. Și când s-a întâlnit, știi cum, generația asta așa, care am muzică, generația de aur, să zicem, și cu noi mai tineri, și a fost o simbioză interesantă. Da. Și din acest produs diferit. Ai și un produs diferit, interesant și în vogă. Da. Eu așa clasific, pentru că mie mi-a făcut romantică aranjamentul orchestrația muzicală Alexandru Brașovean, care era cel mai bun la noi când era Moldova. Da. El și acum e mega, dar e peste hotare. Și apropo, el mi-a creat orchestrația la piesa de ziua ta, măicuța mea. Ultima mea creație, scrisă, dedicată mamei, că am vrut să-i fac și eu o surpriză, să-i cânt
o piesă anume dedicată ei și iată că am apelat la Alexandru, noroc că mi-a răspuns. Clar. Bun. Și... noi, tu știi că timpul a fugit atât de repede. Întrebări o sumedenie. Mai ai? Foarte multe întrebări. Dar noi ne-am abătut de la temă. Nu reușim, fiindcă noi am vorbit multe și pe un subiect, dar interesant. Eu cred că pentru asta o să mai găsim noi și altă dată. Noi mai avem o rubrică. Apropo, eu am vrut doar o singură întrebare, încă să te întreb înainte de rubrica asta. Eu sunt sigură că frumusețea ta ți-a deschis multe uși. Fiindcă o femeie frumoasă, deschide ușile mai ușor. Ești de acord? Da, sunt de acord. Da. Că foarte mult contează aspectul exterior, felul cum arăți. Dacă cumva în ziua aia nu-ți place cum stă haina pe tine sau nu arăți așa cum vrei. Și energia e alta. Uh-huh. Atitudinea ta e alta. Oamenii te simt, te percep altfel. Dar tu te vezi frumoasă, tu știi că ești frumoasă. Știi? Da, eu mă consider drăguță, și da, în afară frumos. De a turc, tu zici, uite, vezi că uneori... Nu-mi place să mă laud. La rușie este așa o zicală, ni rădiți crăsivă, rădiți și slivă. Știi, iată, spune-mi, te rog, în cazul tău, faptul că tu ești frumoasă, tu ai spus că ți-a deschis multe uși, dar au fost și cazuri când, invers, ai pătimit din cauza că ești frumușă, că... Hai zi! Poate și a fost. Au fost că așa ești lucruri. Drăguț, da. Că ești abordat altfel. Da, deci nu te ia în serios. Deja cu avansuri. Poate pentru altcineva care ar veni și ar cere ceva, i-ar spune, da, desigur mă gândesc, dar pe tine când te-a văzut, a zis că stai o leacă. Da, au fost așa cazuri că... s-au făcut anumite avansuri. Dar nu trebuie să te rușinezi, că tu te-ai măritat târziu și până te mărita, n-ai fost obligată, știi cum. Evident, dar vreau să spun așa, că într-adevăr, am avut și eu cazuri din astea când bărbații m-au abordat, da, poate niște bărbați mai influenți, că, cum mai zici tu, că le-au plăcut de mine. Da. Și poate la momentul dat, dacă acceptam, ajungeam și mai sus sau aveam niște oportunități. La care eu am spus nu, am refuzat. Tu spui, iarăși, tu spui și caracterul meu. Spui și de regizor? De concerte, nu? Nu neapărat, dar au fost cazuri așa în viața mea, dar eu nu le-am acceptat, am spus nu. Am avut de pierdut, poate, pentru carieră, de favoarea carierei, dar nu și a demnității mele. Da. Pentru mine mai mult a contat totuși să fiu fată cu mințică, cum am zis. Cu mințică la locul meu, cu o reputație impecabilă și n-a contat nici cariera, deci în favoarea imaginii mele. Da. Reputația mea a fost pe primul loc. Deci te-am întrebat, fiindcă totuși era... Și am pierdut. Că am fost drăguță, poate cuiva i-am plăcut, am zis nu și am pierdut. Tu știi că era așa o percepție, că artistele sunt așa niște femei foarte... Ușuratice, da. Nu toate. Da. Deci, pe timpuri, acum e mai puțin, acum nu multă toate. Lume știe care este lucrul din spate și rețelele de socializare au arătat foarte clar că suntem și noi oameni, avem și noi familii și muncim foarte mult. Deci, dar pe timpuri, totuși, artistele erau considerate așa, fluturași de noapte, știi? Într-un fel. De-aia eu nu degeaba pun întrebările astea ca să înțeleg. Ai trecut și tu prin astfel de abordări? Sau sigur. Nu? Fiindcă eu sunt sigur. Da, bărbații influenți, sigur că îți fac avansuri, îți fac propuneri și îți promit nu știu ce și... Important să... Să ai verticalitate. Și eu am spus, da, eu am să pierd, dar eu nu accept, nu pot. Mariana, deci noi mai avem o rubrică și trecem la ea imediat, dar nu înainte de a pune publicitatea încă unui partener de-al nostru, Storax, care este producător de fațade. Așa. Da. Nu știu, poate pe viitor când ai vreo casă, îți va prinde bine și acest voucher. Visez. Cu 20% reducere pentru fațade. Mie? Da. Eu visez la o casă pe pământ. Iată, vezi? Chiar visez. Da. Stau la bloc, dar mai ales când stric ascensorul, te gândești, Doamne, cât e de bine să ai o casă la... Da, dar noi mai simplu să ții apartament la prim etaj. Așa. Asta. Da. Ochilor le place să vadă frumosul în fiecare detaliu. Asta inspiră și te face să fii mai fericit. Storax, producătorul autohton de profile decorative, transformă orice casă obișnuită în una cu adevărat remarcabilă. Echipa Storax vine mereu cu idei originale și concepte unice, care transformă obișnuitul în extraordinar.
Și indiferent de bugetul de care dispuneți, Storax vă promite elemente decorative pentru fațade perfecte și durabile. Stilizate după conceptul de design al fațadei, extrem de rezistente, mult reduse în greutate și foarte ușor de montat, creațiile Storax sunt exact ce trebuie pentru un efect wow al casei tale. Pentru a profita de serviciile echipei Storax, îi puteți apela la numărul 0681 54 234. Da, un cadou bun, chiar visez la o casă, dar deocamdată cred că am să o fac cadou nașilor mei. Da? Poate le prinde bine, da? E sigur le prinde bine, au casă la Sol sau fac acum, da? Au casă la Sol și ultimul videoclip a fost filmat la ei acasă. Minunat! Deci, nașii tăi sau le și ia spun cadou. Deci, mergem la următoarea rubrică care se numește Blitz. Întrebări și răspunsuri pe scurt. Eu cred că plecăm deja undeva, nu? Acuș! Ți-am spus că surprizele continuă. Mariana! Când te-ai spovedit ultima dată și de ce spovedania este importantă pentru tine? Să-ți ușurez sufletul. Și m-am spovedit în postul Paștelui, da? Când am mers la biserică să mă împărtășesc. Este o ușurare așa când mai ales ai poate vreo problemă, vreo situație în viață și o povestești și înțelegi cum să o poți rezolva. O anumită problemă sau o anumită situație, cum să acționezi. Tu ai un duhovnic al tău la care mergi de fiecare dată? Da, uite, mi-am găsit de câțiva ani și o biserică de suflet și preotul familiei noastre, preotul Gheorghe Bazatin. Și mergem acolo cu mare plăcere și când am vreo problemă, vreo situație, îi cer sfatul, părerea, nu știu, am așa o încredere totală. Un om cu inimă plajină. Deci, minunat. Asta e minunat, să ai în viața ta, în familie, să existe un preot de suflet. În spatele femeii Ginga și Mariana Mihailă stă o leoaică? Cred că da. Da, am apucături, apucături, da? Apucături, așa e, sugrunt. Fiecare care cumva. Probabil da, pentru că sunt o fire încăpățânată și dacă eu vreau așa să fie și încearcă alții să mă contrazică. Nu, așa faceți. Iată, dacă eu văd că trebuie să fie lucru ce l-a pus acolo, acolo trebuie să fie pus. Sau chiar când cos o ținută. Nu, să nu fie cu un centimetru mai lung sau mai scurt, sau exact să stea detalii. Asta nu ține detalii. De leoaică, asta ține de ficioară, vreau să spun. Migăloși, da. Da, exact. Da. Bun, în ce moment al vieții tale ți-a lipsit cel mai mult tata? În ce moment? Ce să spun? Eu am avut o situație în viață că totuși Dumnezeu mi-a dăruit și un tată pe pământ. Și cumva, deci nu cumva, dar chiar la propriu, la modul direct, am înlocuit lipsa tatălui. Dar niciodată n-am simțit că eu nu am un tată. El m-a susținut, m-a încurajat, tatăl Gheorghe. Chiar și acum vine cu sfaturi. Și eu nu m-am simțit un copil fără tată. Fără tată. Dar am avut noroc că este un om sufletist, familist și glumeț. Pentru că tare de multe ori avem niște glume împreună că râd în hohote, serios. Deci mulțumesc Domnului că mi-a recompensat prin altă persoană. Așa a fost menirea lui, probabil. Exact. Care a fost frica ta cea mai mare trăită până acum? Aoleu, am mai multe frici. Am frică să nu mă dezamăgesc în oameni. Am frică să nu se întâmple vreo tragedie sau vreo calamitate naturală. Uite, am frica asta de calamități naturale când vezi știrile sau vezi că atâtea în lume se întâmplă. Da, deci frica asta. Și am frica de boli. De boli incurabile. Tot timpul mă rog să ne păzească Dumnezeu. Pentru că poate fi viața ta foarte frumoasă, să ai succes, să ai de toate. Și într-un moment totul să se năruiască. Ai dreptate. De câte ori nu ai putut fi sinceră în declarațiile tale? De puține ori. Eu de regulă sunt o persoană sinceră. Încerc să spun lucrurile așa cum sunt, nu încerc să mă dau drept altcineva sau
să mimez un alt personaj. Încerc să fiu eu firească. Dar poate am mințit în anumite cazuri tot ca să fac o faptă bună, da? Exact. Deci uneori minți pentru a... pentru a nu fi, n-a face rău, știi? N-a spune. Da, a nu n-a face rău. N-a afecta pe cineva. Poate uneori chiar e nevoie să fie așa o minciună de asta în folos. Da, o minciună care se iartă, zic eu. Sau îți minți copilul că na, nu poți să iai lucrul ăsta sau că te duci undeva. Da. Sau minciuni mai spun când vreau să fac surprize cuiva. Unde ești? Când ești de fapt acolo, cauți, clar, nu știu ce, să-l surprinzi, dar îi spui o minciună, da? Clar. Ca să-l surprinzi. Cred că sunt niște minciuni inofensive sau... Da, și ultima întrebare. Ce îți aduce cea mai mare satisfacție? Multe lucruri, sau trebuie să spun doar unul. Poți să spui și mai multe, dar eu intuiesc, cu siguranță, este familia, este copilul. Da, familia, copilul și împăcarea cu mine însumi. Și echilibrul ăsta emoțional care am început să-l simt după ce am devenit mamă, când am înțeles care sunt adevăratele valori în viață și când am început să mă accept pe mine cu defectele mele, pentru că până la un moment poate aveam și eu niște complexe ca fiecare din noi, că nu-mi plăcea, că nu sunt foarte înaltă, că nu-ți plăcea nu știu ce la aspectul tău, da? După asta toate au dispărut și am început să prețuiesc lucruri minuscule, dar care sunt atât de importante în esență. Exact. Și împăcarea cu tine însuți cred că ți-aduce multă satisfacție și liniște sufletească. Da, Mariana, asta se numește maturitate. Am crescut! În sfârșit Mariana s-a maturizat, că de multe ori în familie, chiar și acum, toți îmi spun că sunt infantilă, copilăroasă, visătoare. Nu, copilul din om nu trebuie să dispară, dar tot și naivă. Experiența vieții te face să fii un pic mai, deja mai matură și asta nu e rău, știi? Asta nu e rău. Nu întotdeauna e bine să zbori doar în aer, mai ales pe timpurile noastre. Dar eu sunt și naivă. Naivitatea asta din mine încă nu pot. Foarte bine. Nu pot ascunde. Important e să fii în măsură, știi? În măsură. Să nu fii doar naivitate. Eu îți mulțumesc mult pentru acest interviu. Îți mulțumesc încă o dată pentru faptul că ai acceptat să vii tocmai încoace la complex. De ce tocmai? E o plăcere. E o plăcere, așa? Eu tot îmi făceam grijă că mă știu invitați, eu zic că e comod la Chișinău, voi sedeți acolo în centru, am trecut drumul, sunt doar 20 de kilometri. Exact. Minunat. Și uitați-vă ce se face. Hai, uite, să-ți mai dau un cadou. Am spus că azi e seara cadourilor. Eu sunt privilegiată. Mulțumesc, da, draga mea. Acest set romantic de la partenerul nostru, Friori Wine. Romantică eu sunt, exact, romantică voi fi și a priori eu voi servi. Exact, tot e viață. Na, 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 na. Mersi tare mult, cred că îl punem aici la loc de cinste, da? Să noi, stea. Noi încă nu l-am rămas bun cu tine, fiindcă mergem... Nu l-am rămas bun, că am vrut să-ți dau și o îmbrățișare și să mai ciocnim un pahar. Nu l-am rămas bun de la cei care ne privesc, iar voi priviți-ne sâmbăta viitoare cu un nou invitat, lăsați comentarii, mesaje, colopoței, subscribe și toate cele care vă doriți. Comentarii frumoase, evident, voi știți ce aștept eu de la voi. O vară frumoasă în continuare. Ne vedem până la noi întâlniri. Hai, Mariana, de noi. Papă! O cauți în pulsația orașului, în ochi necunoscuți, în culorile vibrante ale istoriei. Deschizi ușile visării, trecutului, prezentului și viitorului. Este cuceritoare și de o naturalețe irezistibilă. Fetească albă descoperă inspirația autentică în nobilul spumant brut a priorii White.